Doamnelor și domnilor, iată principalele titluri de astăzi. Centrala pe cogenerare din orașul nostru a fost inaugurată oficial în această zi. În sala tronului din cetate, invitații au avut parte de o prezentare a modernului sistem ce asigură agentul termic. Apoi, investitorii români și străini, alături de oficialități locale și din țara Făgrașului, au participat la deschiderea centralei. Moment festiv de mare însemnătate astăzi la Colegiul Aurel Vijoli. Dascălii și foști elevi ai școlii au aniversat 50 de ani de existență a instituției de învățământ. De-a lungul timpului, aici s-au format generații întregi ce au adus prestigiul liceului. Investitori români și străini s-au întâlnit astăzi la Făgăraș pentru inaugurarea oficială a centralei de cogenerare. În sala tronului din cetate, proiectul a fost prezentat în fața autorităților și invitaților la eveniment. Un partener deosebit, este vorba de Texaco, din partea căruia ar rog pe domnul Simon Ward să ne spună câteva cuvinte. I'm a key account export manager covering... Numele meu este Simon Ward și lucrez pentru Chevron Lubricants în Europa. În primul rând mă ocup de mai multe zone, printre care în Rusia, ca Cameroun, dar și în România, motiv pentru care mă aflu și aici. Scopul pentru care mă aflu aici este, în primul rând, pentru a facilita accesul la tehnologie, această tehnologie pe care noi implementăm la nivel global. Și, bineînțeles, dorim să sprijinim și proiectele locale și să oferim suport în acest sens. În sală au fost invitați și primari ai localităților din țara Făgărașului, șefii unor furnizori de utilități, de asemenea parteneri de proiect din București și din țară, care au lucrat pentru ca obiectivul să devină funcțional. A urmat apoi festivitatea de deschidere oficială a centralei. Sper că aducem Făgărașului aici, exact așa cum v-am promis în 2014, să dispare taxa de pe țeavă, să avem costuri reduse la energia termică și am dori, este următoarea etapă, pilotul a și început, domnul Relu, directorul general, se ocupă personal de această situație. Vom avea de acolo deja primele efecte și primele 40 de apartamente care vor fi scăpate de această taxă de țeavă. Astăzi este o zi de bucurie, a mea personală, desigur, alături de echipa pe care o coordonez și pe care o conduc, oameni care mi-au stat alături, oameni care au fost aici zi și noapte ca să pună lucrurile la punct, să transforme un vis în realitate, să transforme o idee în acțiuni concrete și să aducă la Făgăraș ceea ce Făgărașul și poate o mare parte din România nu are. Mâine 28 mai, pe platforma unde funcționează centrala de cogenerare, este ziua porților deschise. Evenimentul se desfășoară între orele 11-15 și toți făgărășenii sunt invitați să viziteze această investiție. Cinci decenii de existență este ceea ce au sărbătorit astăzi foștii absolvenți ai Liceului Industrial din Făgăraș, actualul Colegiul Tehnic Aurel Vijoli. A fost o zi foarte emoționantă, având în vedere faptul că în 1974 până în 90 am fost profesor aici, 16 ani frumoși, o zi încărcată de emoție, am văzut foști colegi, foști elevi, a fost o atmosferă emoționantă, plus postele respective care au fost afișate, m-au presurat pur și simplu toate amintirile și a fost un moment deosebit. Noi suntem prima promoție acestui liceu, sărbătorim 45 de ani de la absolvire și faptul fericit este că și coincide cu sărbătorirea 50 de ani de la înființarea acestui liceu. Un motiv de dublă emoție pentru noi, în primul rând întâlnirea cu colegii, în al doilea rând acest moment, moment festiv și mulțumim oficial, să știe tot orașul, conducerea acestui liceu pentru onoare și plăcerea care ne-au făcut-o, pentru diplomele care ni le-au acordat și le mulțumim că nu și-au uitat de noi. Și să știți că toți colegii mei, am mai discutat cu ei, au fost foarte impresionați de evoluția acestui liceu. A fost o zi memorabilă atât pentru profesori cât și pentru foștii absolvenți. Este o mare sărbătoare pentru noi, un moment în care rememorăm trecutul,
gândim pentru viitor, ne uităm cu multă putere, încredere la prezent și cu multă, multă bucurie, pentru că astăzi ne-a onorat invitația de a fi alături la acest moment aniversar, alături de noi, oameni deosebiți pentru noi și nu numai pentru noi. Trebuie să vă spun că am lăcrimat, Și mi-am amintit nu numai de anii în care am fost profesor și director, dar de venirea mea în școală și de prima mea directoare, doamna director Ana Taflan, care ne-a primit. Atunci am venit 15 cadre tinere, direct din facultate, și a pus o bază extraordinară pe noi, ne-a valorizat și ne-a dat aripi, cum s-ar zice. La 25 februarie 1884, primăria Făgăraș, în înțelegere cu breslele locale, decide înființarea școlii comunale de meserii din Făgăraș. În anul 1966, școala devine grup școlar Chimie Făgăraș, iar la 1 septembrie 1999 se transformă în grup școlar de arte și meserii. 6 ani mai târziu, tot la 1 septembrie, devine Colegiul Aurel Vijoli. Agenda electorală. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, mai precis, confort termic în locuințe. Este propunerea prezentată ieri de o echipă a programului operațional regional 2014-2020 la Făgăraș. Început încă de anul trecut, proiectul a avut efect, iar făgărășenii au fost receptivi. Bilanțul asociațiilor de proprietari care doresc reabilitarea s-a făcut ieri în cadrul unei întâlniri. Discutăm despre anveloparea termică a blocurilor, pentru termoizolația și hidroizolația blocurilor, pentru reabilitarea și reparația șarpantelor, acolo unde avem acoperiș de țiglă, pentru termoizolația subsolului tehnic, pentru înlocuirea tuturor geamurilor și ușilor de acces și pentru eficientizarea sau înlocuirea rețelelor electrice de pe scasa scării și eficientizarea rețelei electrice prin montarea unor panouri fotovoltaice și reducerea consumului de energie electrică. Care este scopul proiectului implementat, confortul termic și aspectul blocurilor? În Făgăraș avem cartiere întregi, ale căror blocuri sunt practic pictate în culori diferite. Mai mult, susțin inițiatorii proiectului, izolarea termică a unui bloc presupune mai multe lucrări, nu doar anveloparea zidurilor exterioare. Numai că izolarea conformă este destul de costisitoare pentru bugetele și așa destul de mici ale făgărășenilor. Pe baza cererilor primite din partea asociațiilor, se aprobă măsurile de creștere a eficienței energetice, cota de finanțare și valoarea contribuției fiecăruia în parte. Agenda electorală.